Mai de mult, pe unde e Iașul acum, erau numai codri și câmpuri și nici zare de case. Trăia însă un cioban vestit pe locurile acelea și îl chema Dediu. Dediu ciobanul avea 12 stâni. Fiecare stână era cu câte 2000 de oi. Într-o zi, Iaca vine pe acolo și domnul țării Moldovei Călare cu oameni de-ai săi. Vede domnul atâtea stâni și întreabă pe un cioban ale cui sunt, iar ciobanul răspunde că sunt ale lui Dediu. Văzând domnul atâtea dealuri frumoase, s-a gândit că ar putea fi un minunat loc pentru vreun târg domnesc. Și poruncește ciobanului ca să cheme pe Dediu până la dânsul. Se duce dară ciobanul și spune porunca domnului. Du-te și spune domnului să vină el la mine, dacă are treabă. Ciobanul a adus acest răspuns. Domnul îl mai trimite odată, să vie numai decât. Dediu răspunde tot așa, că dacă are treabă, n-are decât să vie la coliba lui. Așa și a treia oară. Ce să facă domnul? Vine călare până la Dediu și îi zice de departe. De ce n-asculți porunca domnului tău? Căci el stăpânește țara Moldovei și trebuie să îi te supui. Apoi, de ce nu mi-au spus așa și cei pe care i-ai trimis către mine? Răspunse Dediu din colibă. Ieși până afară să vorbim ceva, strigă domnul. Nu ies, strigă și Dediu. Ieși, nu ies. Să vezi tu că ai să ieși, strigă domnul supărat și gata să scoată sabia. Ba, de acum am să ies, strigă Dediu, care era odată voinic, nu de două ori, așa cum erau și toți ciobanii lui. Apoi ieși să se numească târgul pe care vreau să-l întemeiez aici, strigă domnitorul. Și ieși a rămas numele lui până azi. Acum domnul s-a dus acasă și l-a chemat pe Dediu. Vine el și domnul îl întreabă. Bine, Dediule, cum se face că toți ai tăi sunt așa de zdraveni și voinici și tari la virtute? Îndată ai să vezi, măria ta, zise Dediu. La masă, domnitorului i-au adus 12 feluri de mâncare. Dediu mânca numai mămăligă caldă cu brânză grasă și bună. Mănâncă împreună cu mine, zise domnul. Nu, măria ta, strigă Dediu. De ce? Ca să fiu voinic. Ce fel? Iacă, zise Dediu. Eu îi lua 12 linguri din astea 12 feluri de mâncare, de-a măriei tale, și le-o pune într-o sticlă. Pe urmă, o-i lua și o bucată de mămăligă fierbinte, de-a mea, și-o-i pune întrânsa o leacă de brânză. 3 zile să lăsăm și mâncarea măriei tale și mâncarea mea aici, după sobă. Și-o-mi vedea. Pune el așa 12 linguri din cele 12 feluri de mâncare într-o sticlă, astupă sticla și o pune după sobă. Apoi ia puțină brânză de oi și o pune într-un dărăb de mămăligă fierbinte și face un urs zdravăn și îl zvârle după sobă. Când la 3 zile, ce să vezi? În sticlă, mâncările miroseau de trebuia să fugi cât colo. Iar ursul lui Dediu era acum mai bun, căci în lăuntru brânza se făcuse unt. Ei, măria ta, acum vezi de ce suntem noi mai voinici? Că pe noi nu ne borfăiește în pântece niciun fel de mâncare de felul acestora. Să trăiești, Dediule, strigă domnul. Te văd că ești om cu minte. Haide, te prinzi cu mine cu mătru? Mă prind și cu noroc să-i dea Dumnezeu, zise Dediu. La cumătrie, Dediu a adus o poală de galbeni și a dăruit 500 de mioare oacheșe de amândoi ochii
și 50 de berbeci frumoși, ciuți de amândouă coarnele. Și așa au botezat ei târgul Ieșului.